Și o să mulțumesc Domnului pentru că a fost bun. Cu câteva luni înainte ca iarna să apară, eram în parcul de joacă, în jocul unde locuim de ceva vreme și un băiat mai mare, de culoare, era cățărat pe schelele metalice și fără să se uite jos, a sărit. Eram și eu și Mihaela și Ianis era jos. Și a sărit direct pe băiat, care era aproape de colțul bordurii. Și l-a, cum se spune în franceză, ecrazat de colțul bordurii. Mihaela a rămas blocată. Credea că nu o să se mai poată ridica de jos. Băiatul celălalt era în șoc și mi-am dat seama, mi-am văzut un scenariu de un copil paralizat pentru restul vieții. L-am luat în brațe, am venit în casă, ne-am rugat. Nu știam ce o să fie și după aceea am mers la urgență să vedem, să ne asigurăm că tot e în regulă. Și acolo unde noi n-am putut să intervenim, pentru că eram doi părinți care aveam grijă de copil și n-am putut să intervenim la impactul acela, Dumnezeu și-a pus el mâna. Și ne l-a dat înapoi pe băiat. În 1 iunie, tot anul acesta, seara de rugăciune, am venit aici fără să știu că noaptea respectivă cineva cu gândurile avea să ne fure mașina. Mașina pe care mă atașase mult pentru că o reparasem eu cu mâna mea, pusesem piese în ea. Eram tare atașat de mașină. Era cea mai bună mașină pe care o aveam până la momentul de față. Și mă durea foarte tare. Umblam pe stradă și mă rugam, Doamne, trimite-l pe oțul ăla înapoi cu mașina. Credeam că Dumnezeu poate să facă să dea mașina înapoi. Unul din prietenii mei din biserică, marțea următoare, când a auzit că am cerut fraților, am avut îndrăzneală așa ca un copil cu credință de copil, ca Dumnezeu să facă pe hoț să aducă mașina înapoi. El a zis, Daniel, eu nu mă rog ca Dumnezeu să facă să aducă hoțul înapoi, dar să o găsească poliția. Și după două zile, poliția m-a sunat joia seara, mașina a fost găsită. Hoțul acela a panicat sau ceva l-a oprit, cred că a fost mâna lui Dumnezeu care l-a oprit, n-a făcut decât 30-40 de kilometri și a abandonat mașina, bineînțeles, furând tot ce era în ea, într-un câmp. Cu puțin înainte de începerea anului 2016, unul din frații noștri prieteni din biserică și-a pierdut inelul de căsătorie. Eu am fost cercetat de Dumnezeu și am ajuns să nu mai am așa libertate încât să port chiar și pe motiv de căsătorie inelul, dar n-am impus nici măcar soție să nu-l poarte sau să-l poarte. Pentru mine am zis, nu am libertate, iar Dumnezeu m-a cercetat că în ce privește portarea de scule de aur și de bijuterii, chiar și pe motiv de căsătorie, nu am libertatea să-l port. Dar unul din prieteni l-au pierdut în fața bisericii. Am auzit, cred că am fost la servici sau nu am fost în dimineața aceea la biserică, și a venit înapoi acasă, am auzit de lucrul acesta și m-am gândit, hai să-l ajut. Zic, eu n-am libertatea asta, cum să-l ajut? Nu am așa libertate, cum e inelul. O fi foarte scump, o fi prețios, dar... Și totuși am zis, hai totuși să mergem să-l ajutăm. Am fost la canal de întaie, am cumpărat detector de metale, am venit în partea civilă, înapoi la biserică, după programul de biserică, și am început să căutăm prin zăpadă, nicio șansă să găsim inelul. Fratele acela spunea, măi, măcar dacă puteam să-l vând și să trimitem banii să ajutăm pe cineva. Dar dacă Dumnezeu ne ajută să-l găsim, asta o să fac. Nici cu detector de metale, nici cu altceva n-am reușit să-l găsim. Am venit în biserică și am zis, hai atunci să ne rugăm lui Dumnezeu. El poate să deschidă ochii. Ne-am rugat și la câteva secunde am ieșit afară și Dumnezeu a deschis ochii fix pe inelul respectiv. Iar fratele a făcut ceea ce a promis. Și Dumnezeu să fie slăvit, care are milă de noi, deși nu merităm. Și închei cu încă o experiență pe care Dumnezeu a făcut-o ca o mică minune pentru noi, prin dragostea Sa. De ceva vreme ne ocupăm să cumpărăm cărți, să punem la dispoziția tinerilor, fraților, familiștilor și tuturor celor care au dorința să se apropie de Cuvântul lui Dumnezeu și de cuvinte ale oamenilor înțelepți, cărți. Avusesem într-o seară de duminică, cu câteva săptămâni înainte, niște bani, 5 bagnote la număr, aici în pantaloni, în dreapta. Nu erau banii mei, dar trebuiau să plătesc pentru niște cărți. I-am avut în buzunar, am intrat în biserică și fără să-mi dau seama, toți banii au căzut undeva și am pierdut.
Nu erau banii mei și pentru mine mă durea inima să știi că pierzi niște bani care nu sunt ai tăi și nu puteai nici să iai așa cu ușurință înapoi. Mi-asumam într-un fel pierderea, am ieșit afară, am întrebat pe frați care erau pe coridor dacă n-au văzut ceva, m-am întors în bibliotecă, în gândul meu m-am rugat și am ieșit înapoi pe drum, înapoi spre mașină. Era drumul de aici, din fața bisericii. Și mă gândeam, poate îi găsesc trupăștiați. Toți i-am pierdut. Nici măcar o bagnotă nu mi-a mai rămas. Și în mijlocul drumului, ca o mână invizibilă care ținea, toate cele 5 bagnote erau așezate una peste alta. Aici trec mașini. Pătea vântul în seara aceea. Dar o mână, n-am văzut mâna, dar e mâna lui Dumnezeu, care câteodată are milă, chiar și pentru niște amurte de bagnote, să nu avem pierdere asta. Câteodată Dumnezeu îngăduie să pierdem. Nu știm ce m-am gândit pentru 2017. Stând în bancă aici, Dumnezeu mi-a dat un verset. Versetul acesta ne spune: dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Asta nu vine cu privire la momentul care, doar la momentul când mărturisești, te botezi, crezi în Domnul Iisus. Aici vrea să pună, am primit așa cu o lumină că trebuie să continuăm. Vrei să fii mântuit? Continuă să mărturisești. Vei fi mântuit. Anul acesta trebuie să fie un an în care gura ta să nu fie închisă. Vrei să fii mântuit, trebuie să-L mărturisești pe Domnul Iisus. Mic și mare, la muncă, la școală, oriunde ești, trebuie să spui despre El. Dar atenție, n-ai cum să spui despre El dacă nu-L ai în inima ta. Poate fi ultimul an de durare pentru tine, dacă nu-L ai pe Domnul Iisus Hristos. Să poți să spui despre El, trebuie să-L ai, trebuie să-L primești. De aceea, în acest zi, te îndemn să fie anul în care te întorci la Dumnezeu și îl primești în inima ta. Poate fi an de criză. S-au anunțat vești de războaie. S-au anunțat multe lucruri catastrofale care pot să urmeze peste anul acesta. Dumnezeu promite că va fi mântuit cel care mărturisește pe Iisus Hristos. Va fi mântuit prin cuptor, prin necas, dar va fi mântuit și va putea să fie fericit. De aceea Dumnezeu să ne ajute să fie anul în care, dacă nu-L avem cu adevărat pe Domnul Iisus Hristos prezent în inima noastră, să-L luăm în inima noastră, iar dacă-L avem, să fim oamenii aceia care îl mărturisesc. Și las pe Iane să spună o poezie pe care n-a apucat să o spună și cu aceasta zic Dumnezeu să ne binecuvinteze și să fie slăvit cu mine. Amin. Pentru că se vedea până și-a părat de cheie în pământ. Slavă Lui!